vrut să vă binecuvânteze, fraților. Aceasta este mărturia, mărturia credinței noastre, frumusețea credinței noastre. Vedeți că fără icoane ortodoxia nu există. Este, nu poți să vorbești de ortodoxie fără icoană, pentru că icoana, de fapt, este rugăciunea. Adică icoana te invită la rugăciune. În decursul istoriei, eretici au încercat să scoată icoana din biserică, deci le-au distrus, le-au dat foc și așa mai departe, dar iată că Dumnezeu nu a îngăduit și a făcut sinodul 7 ecumenii din anul 787 și împărăteasa Irina, vedeți, pe timpul împărații erau cu Dumnezeu, nu cu satana, cum sunt astăzi. Împărăteasa Irina a convocat acest sinod cu toți patriarhii, cu toți episcopii, i-au dat anatema la cei care distrugeau icoanele și a restabilit cultul icoanelor. Adică ce înseamnă că a restabilit cultul icoanelor? Adică icoanele s-au întors în biserică, ele au fost scoase din biserică. Ca apoi să vină iar o perioadă cu un alt împărat nebun, de origine armeană, care iar l-au scos din biserică. Și apoi să vină împărăteasa Teodora în 843, să introducă definitiv cultul icoanelor, da, în biserică. Vedeți că satana în istorie a folosit puterea politică ca să strice biserica, dar Dumnezeu a folosit și oamenii lui din politică, împărătese, reși și așa mai departe, care au făcut voia lui Dumnezeu. Deci au fost și împărați conducători care au făcut voia lui Dumnezeu și au fost cu Dumnezeu și au restabilit dreapta credinței ortodoxe și au fost și cei care au încercat să o distrugă, să o scoată. Dar iată că spune acolo în Evanghelie că nici porțile iadului nu o va birui credința noastră. Deci nici porțile iadului. Ăștia vor încerca ei să facă, dar vor merge în pământ. În pământ, pentru că nu vor putea niciodată, nu vor putea ca să facă din credința noastră, da? Să ne facă credința noastră să fie călcată în picioare. Niciodată. Și iată, faptul că noi astăzi, în Duminica Ortodoxiei, aducem această mărturie vie, da, prin icoanele pe care le ținem în mâini, de fapt noi ce facem? Noi nu facem altceva decât să mărturisim ceea ce au mărturisit înaintașii noștri. Și pentru care au murit. Pentru că ei au murit pentru aceasta. Da? Deci înaintașii noștri au murit. Și astăzi, iată că este o luptă, în ăștia 2 ani ați văzut sataniștii ce spuneau că să nu pupăm icoanele. Vedeți dracu cum face, satana. Pentru că ce s-au gândit satana? Băi, sub forma asta de boală, le spunem să nu pupe icoanele, că și-au după acolo virus. Dar ce spune documentele Sinodului 7 Ecumenic? Documentele Sinodului 7 Ecumenic spune că cel care nu sărută Sfintele Icoane este blestemat. Da? Deci iată, este foarte important lucrul acesta. Deci noi cum cinstim pe Sfinții noștri? Îi cinstim prin cinstirea adusă pictându-i pe Sfintele Icoane și închinându-ne în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, da? Sfânta Cruce, și sărutăm icoana. Cine nu sărută icoana, este lepădat, este apostat. Și au demonstrat în astea 2 ani că au fost apostați cu toții. Le-a fost frică de icoane. Deci iată, iubiți credincioși, trebuie să înțelegem acest aspect. Fără icoană nu există ortodoxie. Să nu ne amăgim. Deci, icoana este fereastră spre cer. Icoana este rugăciune. Icoana mă invită la rugăciune. Nimic altceva nu te invită la rugăciune cum te invită icoana. Și în alt aspect trebuie să avem grijă să nu confundăm icoana cu tabloul religios. Pentru că tabloul religios este o operă de artă la care nu mă pot închina. Pentru că îmi fac idol. Tabloul religios nu exprimă lucruri spirituale, ci exprimă frumusețea trupului uman. În schimb, icoana prezintă frumusețea interioară. Vedeți că sfinții sunt în icoane și Maica Domnului sunt îmbrăcați, nu sunt dezbrăcați. În tablouri la muzeu îi vedeți dezbrăcați, ceea ce este blasfemie. În icoană, sfinții lui Dumnezeu sunt îmbrăcați. Pentru că sfinții lui Dumnezeu nu doresc să ne arate ce mușchi au sau ce sâni au. Și doresc să ne arate partea spirituală, sufletul, de se pune accent pe suflet, da? Nu pe trup. De asta în ortodoxie noi avem postul, avem rugăciunea, pentru că noi punem accent pe suflet, nu pe trup. Noi nu reprezentăm în icoane frumusețea trupului uman.
da? Nu facem fotografii din astea cu nuți, nu, nu de cum să spun, apar prin Occident, aici vedeți că biserici au pus, au pus fotografii nude prin biserici, nu mai sunt icoane, au dispărut icoanele. Pentru că ce s-a întâmplat? Omul secularizat, omul îndepărtat de Dumnezeu a scos icoana din biserică, a dus-o în muzeu și ceea ce trebuia să stea în muzeu a băgat în biserică. Dacă mergeți la muzeele astea, în Italia sunt multe muzee, o să vedeți icoanele prin muzee. Și o să te întreb ce caută icoana în muzeu, că icoana trebuie să stea în biserică. Și o să vedeți că ceea ce ar trebui să stea în muzeu, statui și toate prostiile astea, alea au fost aduse în biserică. Deci au fost scoase icoanele și aduse statuile. Ați înțeles? Deci iată cât de important e să ținem la credința noastră. Da? Să ținem pentru că credința noastră este unica credință care tămâtește adevăr. Restul săraci au căzut din adevăr. Ne rugăm și pentru ei să se întoarcă la adevăr. Îi iubim și pe ei. Dar cum îi iubim? Cu păcat? Nepocăiți? Nu. Îi iubim dacă se întorc. Îi iubim dacă se întorc din rătăcirea lor. Deci este foarte important acest aspect. Da. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mergeți spre casele dumneavoastră.